Spargă lacătă, o rană. Și erau câțiva. Și astea crani. Am dat unde am ajuns noi aici, în cimitir. Erau soldați inamici. M-a dărâmat la ușă. Băi, am fix în față, mi-a dat. Să fugim după celor care nu știu numele, să-l prinde. S-ar putea să nu-l prindem. Și s-ar putea să mor. Până încarc porcăria asta de armă. Da, a murit. Nu-i nimic, mai încercăm o dată. Ne-a dat din nou de la crani. De aici. A tras ăla care are spart ușa. Vedem de acolo. N-a mai apărut. Păi, Volk îl cheamă și trebuie să-l prind. Să încercăm să-l prindem. Aruncăm o grenadă, dăm C, ne punem jos, urcăm pe scară. Am dat ce repede fuge și eu. Vedem dacă putem să prindem. Și nu a fugit. Ba, ce armă în cap mi-a dat. Și dacă puteam să le vid, intram în vană și eu. Hai mă, cu încărcătorul ăsta, parcă îi dăm fâr repede. Intrăm în dubă și așteptăm ca să conducă. Haide mă, Grinch. A călcat vă doi. Hai să prindă pe Volk cu orice preț. Ne-a schimbat armă în sfârșit. Wow, asta a fost la mustață. Mai încărcăm. Deși avem cam multe glonțe într-un încărcător. Dăm și o grenadă. Și avion. E avion, elicopterul, scuzați. Am murit.
deși cred că nu o să facem pagube prea mari. Tura trecută ne-a omorât cel din mașină. Maleu, câtă viață mai am. Și am intrat într-o vilă ceva, nu știu. Am cam spart tot. Și am tras în roată și am făcut pană. Mă mir cum de nu s-a activat măcar airbag-ul. Și din nou o scenă în slow motion. Și șoferul cred că va muri acum. De parcă mai putea să plece de acolo cu mașina aia, l-a izbit din toplinul. Da. Mai trage cu mine. Și acesta este finalul misiunii numărul 9, eu sunt Mădălin. Sper că v-a plăcut, pe data viitoare.